mi-a rămas în minte ceea ce spunea un frate în vârstă. Spunea în felul următor: inima noastră bate în continuu. Inima noastră bate odată și îl întreabă pe Dumnezeu să mai bat. Și Dumnezeu spune, mai bate. Mai bate odată inima și mai întreabă odată pe Dumnezeu să mai bate. Și El spune, mai bate. Pentru că El ne-a dat viață și în această dimineață zi să fim în prezența Lui. Amin. Să știți că Domnul are lucruri atât de frumoase și multe în această zi să ne ofere. Depinde de noi. Depinde cum privim noi în această dimineață. Cum suntem noi. Depinde de dorința noastră. Dacă îți dorești din toată inima în această dimineață ca Domnul să se atingă de tine, spun un lucru în această zi. Domnul se va atinge. Amin. Pentru că El cunoaște fiecare dorință. Se spune că undeva în Londra, într-un oraș mare de lângă Londra de acolo, era un filosof. Și filosoful acela era respectat, apreciat, însă omul acesta avea un obicei. Ori de câte ori se întâlnea cu un copil al lui Dumnezeu, îi plăcea să intre în discuție cu el și să îi pună întrebări dificile și să demonstreze el că Dumnezeu nu există. Că tot ceea ce este în lumea aceasta este la voia întâmplării și așa mai departe. Într-o zi de dimineață, ca și duminica aceasta, filosoful acesta a mers la plimbare. S-a plimbat și la un moment dat el a văzut o familie de credincioși care mergea spre biserică. Și așa cum era lui obiceiul, a intrat în discuție cu această familie. Și la un moment dat îi întreabă pe familia aceasta, dar voi unde mergeți de dimineață așa? Nu că n-ar fi știut el, că știa că merg la biserică, că se vedea, că erau credincioși. Fratele nostru a spus, noi mergem la biserică. Dar ce faceți voi acolo? Noi cântăm, lăudăm pe Domnul, citim din cuvântul lui Dumnezeu. La care filozoful s-a uitat la el și a spus, spune-mi te rog frumos, cum este Dumnezeul ăsta al vostru? Fratele nostru s-a uitat la el și foarte pe scurt i-a răspuns, Dumnezeul ăsta al meu, al fraților meu, este și mare și mic. Și s-a oprit. Și dintr-o dată el care dorea să-l pună la încurcătură pe fratele nostru, s-a văzut el pus la încurcătură. Că în filozofia lui și în știința lui, ori e mare, ori e mic. Și el s-a adresat, spune-te rog frumos, cum adică este și mare și mic? Ori mare, ori mic. Ce? Nu, nu, este și mare și mic. Este atât de mare Dumnezeul meu și al fraților mei, încât tot universul, toate constelația, tot ce vedem și știm și nu știm și nu vedem, nu poate să-L cuprindă pe Dumnezeu. Și este așa de mic, spunea fratele meu, că este în inima mea și este în inima fraților mei. Vreau să vă întreb, iubită biserică, cum este Domnul pentru biserica Betel? Este El și mare și mic? Aleluia. Să fie El și mare și mic în fiecare inimă. Amin. Aleluia. Dragii mei, vreau să ne rugăm și să am un mesaj în direcția aceasta a tinerilor. Vreau să mă folosesc de textul din Faptele Apostolilor, capitolul 27. Este o citire mai lungă și de aceea nici nu am citit niciun verset, pentru că este destul de lung acest capitol. Dar vreau să vedem cum putem lua decizii și ca tânăr, cum poți să iei decizii corecte, bune, în vremuri de criză. Este foarte important să știm lucrurile acestea, pentru că vrem sau nu vrem, va veni ziua, va veni momentul ca tânăr și nu numai ca tânăr, ca familie, ca om, ca bărbat, ca preot în casă, când vor veni vremuri grele, vremuri în care va trebui să iei o decizie. Ce trebuie să faci în astfel de vremuri? Dacă ne uităm în capitolul acesta 27, vedem că Apostolul Pavel este dus spre Roma pentru a fi judecat acolo la Roma. Această călătorie a Apostolului Pavel pe mare este considerată cea de-a patra călătorie a lui. Îmi place așa de mult de Pavel că chiar dacă este prizonier, chiar dacă nu o duce bine, el rămâne același, el este un martor credincios, el se comportă la fel de demn cum a făcut-o și până acum. Și spune în cartea 2 Timotei, capitolul 2, 2 cu 9,
că deși a fost în lanțuri pe toată durata călătoriei, spune în 2 Timotei 2:9, Evanghelia mea pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, dar spune el aici, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Am stat și m-am gândit ce frumos ar fi ca familia mea, ca noi care suntem aici, cuvântul lui Dumnezeu să nu fie legat niciunde. Acolo unde Dumnezeu ne-a pus, la școală, la facultate, la locul de muncă, acolo între vecini, cuvântul lui Dumnezeu să nu fie legat. Cu alte cuvinte, să vestim bunătatea, îndurarea lui Dumnezeu, să spunem celor din jurul nostru că avem un Dumnezeu viu, care trăiește, care este Domn, care este Mântuitor. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să vedem cum putem să luăm decizii bune în vremuri de criză. În primul și în primul rând, anticipează criza și fii pregătit pentru ea. Uitați ce spune versetul 10. Pavel le spune oamenilor, spune și le-a zis, oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primești și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Oamenilor, văd! Dar Pavel, ce vezi tu? Ce vezi tu mai deosebit decât cei din jurul tău? Spun un lucru în această dimineață. Întotdeauna, oamenii lui Dumnezeu văd mult mai mult decât văd cei din jur, cu ochii aceștia de carne. Și vreau să vă dau doar un simplu exemplu din Cartea Doi Împărați, din capitolul 6, de la versetul 8 în jos. Este vorba despre armata siriană care era în război cu Israelul. Și împăratul Siriei era tare tulburat că toate planurile care se făceau acolo la masa lor rotundă, va spune cuvântul că chiar și acolo în dormitorul lui, Elisei știa totul. Nu puteau să-i prindă pe israeliți nici cum. Și împăratul Siriei pune un plan și află că Elisei este la Dotan acolo și trimite o oaste puternică și mare. Și vreau să ne uităm la doi oameni, la slujitorul lui Elisei și la Elisei. Uitați, ce vede slujitorul lui Elisei? 2 Împărați, capitolul 6, versetul 14. Spune acolo că a trimis acolo cai, călăreți și oaste puternică, au ajuns și noaptea și au înconjurat cetatea. Este ceea ce vedea slujitorul lui Elisei. Doar primeștia, doar pericolul, doar cai, doar călăreții, doar oastea aceasta puternică. Am stat și m-am gândit, oare de câte ori și noi, ca oameni, nu vedem aceleași lucruri? Vedem pericolul, vedem situația aceea neplăcută, vedem boala, vedem numai întuneric. Dar hai să vedem ce vede Elisei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Elisei vede altceva și spune Elisei, nu te teme, nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât... Vedeți ce înseamnă să ai ochii deschiși? Ca oamenii lui Dumnezeu trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschide ochii, să vedem ceea ce trebuie să vedem. Și Elisei face o rugăciune și spune, Doamne, deschide și slujitorului meu ochii ca să vadă și el. Și nu cred că am greșit această dimineață dacă ne-am rugat și a spune, Doamne, deschide în mod special ochii tinerilor. Amin. Să vadă ceea ce trebuie să vadă. Dar nu numai lor, ci tuturor. Pentru că este așa de important să vedem. În Cartea 1 Ioan, capitolul 4, cu versetul 4, spune acolo așa de frumos. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ceea ce este în noi, dragi tineri, iubită biserică, este mult mai puternic decât ceea ce este în lume. Noi avem pe cineva care a biruit, care a câștigat pentru noi. Noi cu el și prin el suntem mai mult decât biruitori. Doar trebuie să accesăm lucrul acesta, doar trebuie să credem și să ne încredem în promisiunile și în făgăduințele lui Dumnezeu. De aceea este important ca relația noastră, ca tânăr, ca familie tinere, ca frate și ca soră, să fie o relație corectă cu Dumnezeu.
că doar atunci vei vedea și Dumnezeu ți se va descoperi și îți va spune planul Lui. Și tu nu vei cădea în cursă, pentru că Domnul totdeauna înștiințează pe copiii Lui și avertizează. Al doilea lucru, cum să luăm decizii corecte? Nu alege niciodată soluții omenești și nu fi nemulțumiți. Niciodată. Ca oameni stă în firea noastră întotdeauna când se întâmplă ceva să mergem la cineva care ne poate ajuta, la un prieten. Dacă cumva ne simțim rău, primul lucru care facem, ne facem un termin la medic și mergem acolo să vedem ce avem. Oare asta ar trebui să fie atitudinea noastră? Dacă ne uităm la textul acesta, vedem că nu golful acela maritim, unde era barca aceea și unde se oprise, era problema. Nu! Ci ei erau problema. Ei nu s-au mulțumit cu locul acela unde puteau să steie peste iarnă. Și dacă nu ar fi plecat în călătorie, barca lor nu ar fi fost distrusă. Încărcătura nu s-ar fi pierdut. Dar pentru că nu s-au mulțumit cu locul acela, deși Dumnezeu prin gura lui Pavel i-a avertizat și a spus, măi, cel mai bine ar fi să rămânem în locul acela. De aceea este foarte important, dragii mei, de cine ascultăm, pentru că dacă ne uităm la versetul 11, spune aici că sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabii decât de vorbele lui Pavel. De cine ascultați, dragi tineri? Vedeți dumneavoastră, în lumea aceasta sunt atâtea voci, atâtea voci care ne vorbesc în continuu. Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Oile mele îmi cunosc ce? Glasul. Eu le chem și ele vin? Este atât de important din miile, sute de mii, din milioanele de voci care sunt în jurul nostru. Doar o voce este a Domnului. Spune în această dimineață, Doamne ajută-ne să ascultăm de ea. Mi-am vine în minte o întâmplare care o citeam cu mult timp în urmă despre un misionar din America care a mers în Africa, în misiune, a stat o perioadă destul de lungă, a legat acolo niște prietenii și în mod special cu un frate negru, african care era acolo. Și când a mers în America, l-a dus și pe fratele nostru cu el acolo, acum să-i arate și el ce este în America. Când a ajuns fratele nostru african acolo în America, a rămas uimit de tot ceea ce vedea. Nu-i venea să creadă ochilor ceea ce există acolo. Turnurile acelea mari, circulația care era în oraș. Într-o zi, când fratele nostru l-a dus să viziteze o zonă foarte aglomerată, la un moment dat, africanul acesta a spus fratelui misionar, aud un greie. Omul acesta s-a uitat mirat la el, se uita în jurul lui și zicea, cum s-a auzit un greier în gălăgia aceasta, mașini, autobuze, tot ce era în jur. La un moment dat, africanul acesta a început să se strecoare printre oameni, evanghelistul după el, să nu cumva să-l piardă acolo. La un moment dat, l-a văzut pe fratele nostru african acolo, lângă un pom, cu pumnul strâns așa. Fratele nostru a venit la el, și când s-a apropiat de el, a deschis unul. Și ce credeți că avea acolo? Un greier. Ei, dragii mei, ce vreau să spun cu lucrul acesta? Depinde foarte mult unde ne este concentrată ascultarea noastră. Dacă noi ne vom concentra spre lucrurile acestei lumi, spre gălăgia acestei lumi, asta vom auzi. Vești rele, da, se va întâmpla, vom merge acasă. Eu știu câte lucruri nu se aude, mai ales prin internet și prin intermediul acesta virtual. Atâtea și atâtea lucruri care le auzim. Dar dacă auzul nostru este concentrat spre Dumnezeu, noi aia vom auzi și Doamne ajută-ne ca să facem lucrul acesta. Versetul 13 din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 27, spune că începuse să sufle un vânt ușor de miază zi și ca unii care se credeau stăpâni pe țintă au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginile Cretei. Și ca unii care se credeau cum? Stăpâni pe țintă. Al treilea lucru. Nu te crede niciodată ca tânăr stăpân pe țintă și pe situație.
niciodată. Unul singur, spune în această dimineață, este cel care este stăpân pe totul și ține în control totul și acesta este Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui. Niciodată și am fost tânăr și fiecare dintre noi am fost tânăr și totdeauna ne credeam atât de mari și puternici. Dar viața, să știți că de multe ori ne lovește și când ne-am crezut mai tari, atunci am fost doborâți. Să știți, dragii mei, niciodată să nu te încrezi în propriile puteri, ci întotdeauna încrede-te în Domnul. Pentru că El este acela care dă biruință. Pentru că vreau să vă spun un lucru în această dimineață. Când facem alegeri greșite, să știți că vom suporta consecințele. Oamenii aceștia au ales, deși Pavel le spunea, să rămână acolo, să ierneze acolo. Ei au plecat, au ascultat mai mult de cârmaci, au ascultat mai mult de ceilalți și au plecat și au suportat consecințele. Au pierdut totul. Numai ei au scăpat. E important, dragii mei, în situații de criză, să te încrezi și să te bizuiești pe Dumnezeu. Pentru că versetul 15 spune, corabia a fost luată de el, fără să poartă, lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Vin momente în viața noastră când vine încercare, când vine problemul, când vine valurile puternice, furtuna și nu mai știm ce să facem. Nu mai știm încotro să apucăm. Nu mai știm ce soluții să mai găsim ca să ieșim. Dar și ce spune Psalmul 37 cu versetul 5? Încredințează-ți soarta în mâna cui? În mâna Domnului. Încrede-te în cine? În El. Și El va lucra. Iubiți tineri, iubită biserică, dacă vrem ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, în familiile noastre, trebuie să-ți încredințezi soarta în mâna Lui și trebuie să te încrezi în El pe deplin. Este lucru cel mai important. Să te încrezi în Dumnezeu. Și Pavel spune mai târziu în versetul 25, de aceea oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum ne-a spus. Pavel se încredea în ceea ce Dumnezeu îi transmitea. Pavel se încredea în ceea ce mesajul lui Dumnezeu. E foarte important, dragii mei, ca în orice situație ai fi, în orice încercare te afla, să te încrezi pe deplin în Dumnezeu. Și nu numai să te încrezi pe deplin, ci să te bazezi pe promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu. Pentru că El a spus că va fi cu noi în orice situație, în orice încercare, oricât de greu ar fi. El este cu noi. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Eu te izbăvesc. Eu îți vin la ajutor. Eu sunt acolo în problema ta, în necazul tău. Pentru că avem un Dumnezeu care îi pasă de fiecare dintre noi. Îi pasă de copiii Lui. De aceea e important, dragul meu, să înțelegi și să înțelegem împreună că trebuie să ne încredem în Dumnezeu pe deplin. Viețile noastre trebuie să fie puse în mâna lui Dumnezeu. În barca vieții noastre trebuie El să fie Cel care conduce. Că de prea multe ori ca tânăr, de prea multe ori ca persoană adultă, să spun așa, am crezut că putem noi să conducem. Am crezut că putem noi să ținem direcția bună. Și am falimentat. Și am eșuat. Dar vreau să spun un lucru în această dimineață. Când Domnul este la cârma vieților noastre, nu falimentăm și nu eșuăm. Pentru că El nu a falimentat niciodată și nu a eșuat niciodată. Pentru că El este Dumnezeu și pentru că El întotdeauna ține bine direcția. De aceea e important ca tânăr să lași pe El să-ți direcționeze viața. Să lași pe El să-ți conducă viața. Dar asta înseamnă să ai o relație cu El, să-ți dorești să te apropii în fiecare zi de El, să trăiești o viață sfântă și curată, pentru că El este sfânt și noi trebuie să fim sfânti, indiferent de vârstă. Noi trebuie să ne dorim să ne apropiem și fie ca anul acesta să fie anul apropierii de Dumnezeu. Amen. Pentru că avem nevoie de asta. Pentru că avem nevoie să stăm mai mult și mai mult în prezența lui Dumnezeu.
Versetul 18 din Fapte 27 spune: fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi a început să arunce în mare încărcătura din corabie. Oamenii aceștia au trebuit să iei o decizie importantă. Ce e mai important pentru ei? Încărcătura? Lucrurile bune care erau acolo, care le aveau, marfa cea bună care aveau, sau viața lor? Ce e mai important? Vedeți dumneavoastră, ca Dumnezeu să fie în garca vieții noastre, noi ca oameni, ca tineri, ca frați și surori, trebuie să renunțăm la încărcătura aceasta, care nu este după voia lui Dumnezeu. Amin. Ce e mai important pentru tine? Viața veșnică sau bogăția acestei lumi? Sau lucrurile acestei lumi? Ce e mai important? Ca Domnul Iisus Hristos să fie în barca vieții tale și El să-ți conducă și El să-ți direcționeze viața, trebuie ca încărcătura care nu este după voia lui Dumnezeu să fie ce? Să fie aruncată. Căci păcatul ce face? Pune un zid de despărțire între cine? Între noi și Dumnezeu. Iar ca acest zid să fie dărâmat, trebuie să renunțăm la păcat și să ne apropiem mai mult și mai mult de Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos, cât a fost pe pământul acesta, El a lăsat un mesaj nu clar, foarte clar. Sufletul este mai important decât tot din lumea aceasta. Și spune Domnul Iisus Hristos, ce-ar folosi unui om să câștige ce? Toată lumea să aibă totul. Dacă și-ar pierde sufletul, ar fi egal cu zero. De aceea, dragi tineri, prețuiți sufletul acesta și luptați-vă să aveți o viață sfântă și curată, și nu numai ei, noi toți. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu, vreau să vă spun că nu va intra oricine și nu putem să intrăm oricum, ci în împărăția lui Dumnezeu vor intra doar aceia care au făcut voia lui Dumnezeu și care au stat în prezența lui Dumnezeu și care și-au sfințit viața. De aceea este important și fie această dimineață o dimineață a cercetării, în care fiecare dintre noi, de la partea tânără până la cel mai în vârstă frate din locul acesta și soră, să ne cercetăm, dragii mei, să vedem, să punem în balans cum suntem. Pentru că în vremea aceasta Dumnezeu ne mai dă vreme de har și de îndurare, ne mai vorbește în bunătate, ne mai vorbește în dragoste. Nu știu cât va mai ține vremea aceasta, dar știu că astăzi este vremea în care Dumnezeu ne vorbește. Știu că în această dimineață, în această zi, este dimineața și ziua în care Dumnezeu vrea să se atingă de fiecare din locul acesta. De toți! Pentru că toți care suntem în locul acesta avem problemele noastre, mai mici sau mai mari, dar știu un lucru, că este cineva în mijlocul nostru care poate să rezolvă orice problemă. Și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. A aruncat încărcătura, a aruncat lucrurile din viața noastră aceasta, înseamnă să renunți la tot ceea ce este lumești și să alegi să mergi pe calea pe care a trasat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Ăsta este lucru cel mai important. Și ca tânăr, acolo unde Dumnezeu te-a pus, să vadă cei din jurul tău că ești un copil al cerului, că ești un fiu de Dumnezeu, să fii lumină, să fii sare. Asta ne ceare Dumnezeu la fiecare dintre noi. Mă rog Domnului în această dimineață ca El să fie acela care să cerceteze inimile noastre. Amin. Știți ce spune cartea Apocalipsa? 3:20, dacă nu mă înșel. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el. În această dimineață, tânăr drag care ești în locul acesta, vreau să spun că Domnul îți bate la ușă. Nu știu care este relația ta cu Dumnezeu. Dacă este o relație corectă, laudă-L pe Domnul și roagă-L pe Domnul în această dimineață să te ajute să rămâi lângă El și să te apropii mai mult de El. Dar dacă în această dimineață, în urma cercetării, vei constata că mai ai încărcătură, mai ai bagaje în viața ta, este cineva care vrea în această dimineață să ia această încărcătură
Și numele Lui este Iisus Hristos. Vreau să spun în această dimineață că El este prezent aici, l-am simțit. El îi pasă de fiecare dintre noi. Și ca suflete, fiecare dintre noi să știți că în ochii Lui Dumnezeu suntem un diamant așa de valoros. Și diamantul, chiar dacă este în noroi, să știți că dacă îl iei de acolo din noroi și îl pui într-un vas cu apă și îl curățești, când te uiți la el, este curat. Poate ești murdar acum. Poate diavolul a reușit să intre în viața ta. Poate diavolul a reușit să te trântească la pământ. Ți-a murdărit frumusețea. Vreau să spun în această dimineață, oricine fi în locul acesta, că Domnul poate să te curățească. Amin. Și poate să facă din tine un diamant curat. Dar trebuie să-ți dorești. Dacă ne mărturisim păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu, El este credincios și drept, ce să facă? Să ne ierte. Eu cred în această dimineață că sângele Domnului nostru Iisus Hristos are această putere de a ierta, de a curăți, de a ridica, de a dezlega. Pentru că totul se poate în numele lui Iisus Hristos. Important este să te recunoști înaintea lui Dumnezeu. Să vii să spui, Doamne, recunosc că sunt un păcătos, recunosc că am greșit înaintea Ta, recunosc că am păcătuit înaintea Ta, dar, Doamne, în această dimineață doresc, Doamne, să plec din locul acesta, nu cu o murdărie a sufletului, ci doresc ca sângele Tău în această dimineață să fie acela care să mă curățească, să mă sfințească. Îți dorești în această dimineață lucrul acesta? Și vreau să vă spun, dragii mei, că mesajul nu este numai pentru partea tânără, este pentru toți care suntem aici. Pentru că Dumnezeu ne dorește pe toți curați. Amin. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Domnul este sfânt și El dorește ca și noi să fim sfinți. Doamne, te rugăm, atinge-te în această dimineață. Doamne, te rugăm în această dimineață, mai cercetează inimile noastre. N-aș vrea să vă spun în această dimineață, să vă chem aici în față. N-aș vrea să vă spun să vă ridicați mâinile. Dar dacă chiar simți că, dar ridicând mâna, Domnul te prinde de mână, fă lucrul acesta. N-aș vrea să spun să vii aici în față, să cazi jos. Dar dacă simți lucrul acesta, că venind aici, Domnul se atinge de tine, fă lucrul acesta. Noi avem o cântare care spune, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Și asta îmi doresc în această rugăciune, să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze. Și în mod special să lucreze în partea tânără. Domnul să-i binecuvinteze, Domnul să-i curățească, să-i sfințească. Și mai am o dorință în această dimineață, această generație să fie umplută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că astfel de generație dorește Dumnezeu, o generație plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mi-amintesc în urmă când cu 2 ani când fratele Remus venea la noi, sau un an jumate, moment atât de frumoasă, părtășie, împreună cu tinerii din biserică, înălțătoare. Cuvintele sunt prea sărăcăcioase față de modul în care Dumnezeu a lucrat. Și mă rog Domnului ca El să lucreze și în această dimineață.